Astăzi o să facem un challenge. Să vedem dacă știi cifrele. Da. Uite, Alex, eu îți spun să scrii o cifră, după care tu trebuie să o scrii, întorci panoul așa spre noi și ne arăți ce cifră ai scris, să vedem dacă este corect. Ești de acord? Dacă nu e corect. Dacă nu e corect, nu o să ai punct. Dacă e corect, acumulezi un punct. Dacă nu e corect, nu o să am punct. Dacă nu e corect. Da, pe urmă ștergi și iar mai departe. Da? Ești gata? Așa, Alex scrie cifra 4. 4? Da. Ei de scrie 4, scrie 4. Arată? Bravo! Corect! Hai, șterge acum, dar poți scrie mai mare. Scrie mai mare? Dar am uitat să scrie mai mare. Șterge așa bine. Acum Alex scrie cifra 7. Da, eu nu știu scrie 7. Nu știi? Greu, n-ai un punct. Cifra 2. Da. Partea e scrisă, dar merge, e 2. Seamănă cu 2. Hai, ștergem. Și mai departe scrie cifra 5. 5? Da. De ce înseamnă asta 5? Asta merge după 4. Așa? Da. Parcă e un soare. Las, nu pune capac, o să ștergi pe urmă și iară să scrie. Arată? Așa, el e 5, dar ai făcut cercul ăsta prea mare. Dai 5, bravo, da. Dar pe viitor să știi, cercul faci semicerc, da? Pe jumate. Și acum scrie cifra 8. 8. Da. Iac. Nu-i corect. Asta e cifra 4. Dar păi eu nu știu. 8 e două cerculețe. Așa, mergem mai departe. Hai, șterge. Și scrie litera. Cifra 3. Dar pe o parte ai făcut-o. Corect. Pe jumătate de inimă, dar corect. Așa, și acum cifra 6. 2? Nu, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am încercă. Da, încerc cu codiță el merge. Ei, lasă, bun, nu știi, nu știi. Mai departe. Dar nouă? Nouă? Cifra nouă, nu știi? Dar 10? Bine, hai, cifra 1. Cifra 1 trebuie să o știi, da? Și 2? A, și 2 știi. 2 am făcut deja. Cifra 1 acum. Așa, ai făcut 1, 2, 3. Dar 1 l-ai făcut cu codița invers. Trebuia în stânga. A. Ai înțeles, da?
Acestea au fost cifrele. Scrieți în comentarii câte cifre a ghicit Alex și câte nu, să vedem dacă a câștigat. Ți-a plăcut Alex challenge-ul? Da. Da, am făcut prima dată așa challenge. Alex a început acum să învețe cifrele la grădiniță. Eu cred că v-a plăcut și vouă. Cu voi a fost Alex Netviș. Noi ne revedem. Pa, pa.